Astăzi am redeschis sezonul 2018 în Parcul Municipal. Am pregătit, mai ales având în vedere acest weekend prelungit, ca toate atracțiile să fie în funcțiune, astfel încât cei care vor dori să petreacă aceste zile în Parcul Municipal să aibă parte de toate beneficiile pe care le oferă acesta. Ca element de noutate vreau să anunț romașcanii că am marcat ca și pistă de biciclete o alee din Parcul Municipal, aleea dinspre Mihai Viteazu, astfel încât cei care sunt amatori ai sportului pe două roți să aibă o zonă a lor, acolo unde să se plimbe cu bicicleta și să nu fie deranjați pe de o parte de cei care doresc să se plimbe și pe de altă parte nici ei în celelalte zone să nu accidenteze pe cei care doresc să vină în Parcul Municipal din Roman. Tot începând de astăzi, e funcțional și lacul din parc, acolo unde doritorii pot închiria una din cele 10 hidrobiciclete sau una din cele două bărci cu vâsle și așteptăm în perioada imediat următoare să se materializeze și intenția unui agent economic care dorește amplasarea unui topogan gonflabil. Îl vom amplasa tot aici în preajma locului de joacă, știut fiind faptul că foarte multe familii cu copii frecventează această zonă. Așa cum am anunțat și public, urmează ca mai multe spații de joacă din municipiul Roman să fie reabilitate cu covor cauciucat, covor care să ofere protecție copiilor care vin în astfel de parcuri, urmând ca încetul cu încetul în fiecare an câte 3-4 astfel de locuri de joacă să fie reabilitate cu acest material care este destul de costisitor. Iarăși, ca element de noutate, îmi propun ca în perioada imediat următoare să identificăm o locație adecvată oficierii de cununii în Parcul Municipal din Roman, acolo unde tinerii care doresc să-și unească destinele să aibă posibilitatea să le fie oficiată cununia civilă în Parcul Municipal. Am pornit și dorim să materializăm această idee tocmai din faptul că am văzut foarte multe cupluri de tineri căsătoriți care vin în Parcul Municipal să facă poze și atunci dorim să fie ca o facilitate pentru aceștia oficierea cununiei în Parcul Municipal. De asemenea, legând acest proiect și de intenția noastră de a implementa acel sistem de programare online a căsătoriilor și prin aceasta putând opta și pentru oficierea cununiei în Parcul Municipal. Domnule primar, ce intenționați să faceți în condițiile în care CFR-ul vă dă, așa cum au promis, săptămâna viitoare și parcul de lângă gară, acela care este sălbăticit? Da, în momentul de față eu nu am primit o astfel de propunere, nu am purtat absolut nicio discuție pe această temă. Eu îi cer CFR-ului să facă altceva mult mai important pentru Romașcan și aceasta înseamnă reabilitarea liniei de cale ferată de la ieșirea din Roman spre Iași, care ne dă atât de multe bătăi de cap. În momentul de față doar CFR-ul trebuie să-și mai dea acceptul pentru reabilitarea acestei linii. Oscarul și Marsatul deja au achiziționat materialul necesar demarării lucrărilor și așteptăm și o poziție oficială a CFR-ului din acest punct de vedere. Legat de acest parc, sigur că pentru noi reprezintă o pată neagră acea zonă, unde din păcate nu este foarte îngrijit. În trecut le-am mai oferit noi sprijin pentru igienizarea acelei zone. În momentul în care va veni o ofertă concretă din acest punct de vedere, vom lua decizia care se impune.